Vă salut și vă invit cu mine pentru câteva minute la Electric Castle 2022. Festivalul s-a ținut din nou anul acesta pe domeniul castelului Banfi din Bonțita în perioada 13-17 iulie. În cele 5 zile, aproape 300 de artiști au urcat pe cele 10 scene ale festivalului. Electric Castle a fost mai mult decât despre muzică, pentru mine a fost și despre reîntâlniri interesante cu oameni pe care nu-i mai văzusem de mult. De asemenea, am mai făcut ceva ce nu mai făcusem de mult, m-am plimbat și m-am plimbat mult, mult de tot. În toate cele 5 zile de festival m-am umplut de praf din cap până în picioare și a fost excelent. De asemenea, am încercat mâncarea oferită în perimetrul festivalului și o să vă vorbesc despre prețul pe care l-am plătit pentru fiecare porție un pic mai încolo. Aici eram la concert Editor să ascultam piesa mea preferată de la ei, Papillon. Show-ul lor a fost pentru mine peste așteptări, iar Tom Smith, solistul vocal, este excepțional. Să vă arăt și ce am mâncat prin festival. Cea mai ieftină mâncare, această plăcintă la 15 lei, după gust și ingrediente, valoarea maxim 5. Cea mai scumpă mâncare pe care am cumpărat-o eu a fost această porție de creveți la 40 de lei. Mă așteptam să fie mult mai mult decât ce am primit. Cea mai bună mâncare a fost acest hamburger pe care am dat 39 de lei, care deși a fost bun, în lumea de afară nu merită 39 de lei. E bine seara și e ultra full. This is our first time ever playing in Romania. So I want to know, do you have the energy? Haideți să vă arăt câteva imagini și de la cea mai nouă scenă, Radio Stage. Aici o să vedeți câteva momente de la concertul pe care l-a susținut Dana Marijuana și sigur o să puteți să vedeți un pic atmosfera din acea seară. Electric Castle toată lumea petrece, toată lumea petrece la Electric Castle, Era vineri spre sâmbătă și eram la coadă. Din fericire, sâmbătă lucrurile s-au rezolvat, iar în momentul în care am plecat la festival era chiar liber. Aici v-am lăsat să vedeți o porțiune de drum spre Bonțita, a fost și asta experiență în sine. După multe plimbări, mi-am regăsit locul preferat din festival și anume scaunul de masaj din zona presei. Poate,
mâncasem niște noodles, din păcate nu se vede foarte bine. Oricum erau paste, carne și legume. Având în vedere cantitatea pe care mi-au pus-o și ingredientele folosite, eu consider că a fost singurul fel de mâncare pe care l-am cumpărat pe toată durata festivalului și care și-a meritat prețul de 39 de lei. Ce lună frumoasă! O nouă zi la Electric Castle. Haideți să vă arăt cum era în interiorul castelului. Aici s-a organizat un bazar din care cei interesați puteau să-și cumpere haine, bijuterii și tot felul de obiecte artizanale interesante. Pe scena principală a Electric Castle 2022 a urcat în ultima seară Aurora și Subcarpați. Un număr impresionant de oameni s-a adunat pentru a asista la ultimul show de pe main stage. Atmosfera a fost foarte faină, iar oamenii din public au fost până la capăt, trup și suflet, alături de trupa de pe scenă. Cât am fost în festival, mi-am cumpărat și o pizza cu 35 sau 36 de lei. Nu și-a meritat banii. Blatul a fost foarte bun, sosul în schimb nu avea absolut nimic interesant. La cum arăta și la cum mirosea în zona în care se făcea pizza, mă așteptam la mult mai mult. Am fost dezamăgită. O fi de moment. Faci loc? E foarte faină scăpare masaj. Castle 2022 se apropie de sfârșit. Și cam atât.